de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bine v-am regăsit la campanie, pardon, la cafea. Bine v-am regăsit la cafea, astăzi în ziua în care începe noul an școlar. Parcă așa s-a potrivit și s-a potrivit bine ca în emisie, în emisiune, în studio să fie astăzi primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Dragoș Chitic, și viceprimarul municipiului Piatra Neamț, domnul Bogdan Gavrilescu. De ce zic că e bine că s-a potrivit așa? Pentru că vom avea date la prima mână privind începerea noului an școlar, dar în același timp trebuie să fac și mențiunea că domnul Chitic este candidatul pentru un nou mandat la primăria municipiului Piatra Neamț, iar domnul Gavrilescu este candidatul PMP pentru un mandat la președinția Consiliului Județean Neamț. Domnilor, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Bună dimineața! Haideți să începem cu începutul, adică cu noul an școlar. Ce ne puteți spune? Sunteți aici cei doi din cei trei oameni care sunteți în executivul primăriei. Ce informații ne puteți da cu privire la începerea noului an școlar? Domnul Bălănescu, așa cum v-am obișnuit, trebuie să fiu foarte direct și sincer. Dacă cineva spune că este totul perfect în privința deschiderii noului an școlar, este clar că minte sau are un interes. Nu e totul perfect, dar am să vorbesc despre deschiderea unui școlar la Piatra Neamț. Să știți că am făcut tot ceea ce depindea de noi ca administrație locală ca lucrurile să stea cât mai bine și atât elevii cât și cadrele didactice să revină în siguranță la școală. Vom vedea, începând cu ziua de astăzi, dacă apar probleme deosebite, eu sper să nu apară, și vom continua acest dialog cu directorii unităților școlare și această colaborare pentru a reuși împreună să scoatem maximul posibil, adică să asigurăm condiții cât mai bune, în principal în ce privește siguranța sanitară a elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din școlile din Piatra Neamț. Bun. Care ar fi, să spunem, în acest moment lucrurile pozitive și care ar fi acele lipsuri de care spuneați dumneavoastră? Lucrurile pozitive ar fi că de vreo lună și jumătate eu personal sunt în contact direct cu toți directorii celor 23 de centre bugetare școlare din Piatra Neamț. Am avut un prim contact la începutul lunii august, în care le-am solicitat să pregătească deja deschiderea școlilor și să ne trimită un necesar financiar, lucru care s-a întâmplat și am făcut o primă alocare financiară, aproximativ 400.000 de lei, în ședința de Consiliu Local din luna august. După care știți că au apărut, din punctul meu de vedere, foarte târziu acele norme de funcționare a școlilor, în jurul datei de 1 septembrie. Am revenit la fiecare școală din oraș și le-am solicitat sumele suplimentare de care au nevoie pentru a implementa acele măsuri de protecție sanitară în principal, dar și pentru a putea desfășura cursurile în sistem online. Și am convocat o ședință extraordinară la începutul lunii septembrie și am mai alocat încă 400.000 de lei pentru școlile din Piatra Neamț. Am sunat personal fiecare director de școală, am și fost în câteva școli, am rugat și colegii mei viceprimari să preia această problemă pentru a fi un front comun și a acoperi cât mai multe zone. Și ultimele discuții pe care le-am avut îmi spun că, în general, sunt asigurate condițiile, cel puțin în ceea ce privește protecția sanitară a elevelor și cadrelor didactice. Să nu uităm că sunt și grădinițe în Piatra Neamț care se deschid astăzi și sunt și creșe în Piatra Neamț care se deschid astăzi și a fost și acolo o preocupare constantă pentru acest aspect. Lucrurile negative ar consta în faptul că nu sunt încă rezolvate în totalitate problemele de
învățământ online, de comunicare online, de desfășurare a cursurilor online. De ce? Pentru că, iată, nu s-au livrat la timp acele echipamente electronice, pentru că, și repet acest aspect, mie mi s-a părut o bâlbâială de la nivel guvernamental în privința deschiderii școlilor și au dat în ultima clipă totul pe administrațiile locale, respectiv pe conducerea școlilor din întreaga țară. Un lucru nefiresc și un lucru care nu poate fi realizat pentru că nu sunt nici bugetele necesare și nu mai este nici timpul necesar să faci procedurile legale care trebuie urmate pentru această achiziție. Eu sper să fie corectată această greșeală guvernamentală în perioada următoare. Sper totodată să fim ajutați măcar cu sfaturi sau cu o consultare în privința atragerea celor fonduri europene de care se vorbește. Se tot spune că aveți la dispoziție bani europeni să rezolvați această problemă. Este adevărat, dar ghidul pentru atragerea acelor fonduri încă este în consultare. Deci nici măcar ghidul nu este finalizat. Stați că nu pricep. Adică se spune, poți să atragi bani europeni ca să-ți acoperi cheltuielile generate de această problemă, dar nu ai ghidul. Da. E ca acele legi în care nu apar normele de aplicare. Așa este. Cam așa ceva. Da, deci știți foarte bine, s-a lansat pe piață faptul că sunt nu știu câte milioane de euro bani europeni pentru achiziția de dotări în școli și echipamente pentru funcționarea în condiții de pandemie. Dar ghidul, dacă nu greșesc, a apărut undeva, cred că săptămâna trecută, într-o formă de consultare publică. Deci nu este forma finală a acelui ghid. I-am discutat și cu directorii de școli, pentru că i-am rugat și pe dumneavoastră să se implice. Am implicat departamentul specializat din cadrul primăriei în atragerea de fonduri europene. Analizăm cu atenție acel ghid. Vom fi pregătiți să atragem acei bani, dar problema este că va mai dura din punct de vedere procedural. Da, haideți să trecem de la începutul anului școlar spre campanie. Ce noutăți mai aveți? După ce am vorbit cu domnul primar Dragoș Chitic, să vorbim și cu domnul Bogdan Gavrilescu. Este șeful partidului și candidatul la Consiliul Județean. Ce noutăți aveți? Cum merge treaba? Ce lucruri noi ați lansat pe piață în această perioadă? Da, campania continuă și o campanie destul de activă. Un weekend plin. Eu personal am vizitat în acest weekend 6 organizații din județ. În fiecare zi am avut întâlniri cu oameni din diferite comune ale județului și discuții pentru perioada următoare. Să știți că nu este foarte roz treaba. Pe lângă faptul că acest început de an școlar, care ne macină pe toți, mai puțin pe copii, copiii își doresc și au așteptat începerea anului școlar, pentru că este după o perioadă de 5 luni, 6 luni de zile în care nu și-au văzut colegii, copiii sunt foarte dornici de întoarcerea la școală. Dar mai sunt probleme care trebuie privite în ansamblu și rezolvate. Uitați-vă că la ceea ce se întâmplă la nivel mondial nu este foarte bine și pe mine personal mă sperie faptul că va veni un al doilea val destul de puternic și acest lucru ar fi dezastruos pentru economia județului și economia României. Deci trebuie să fim foarte atenți la pașii care îi facem în viitor, următorii pași, pentru că România nu știu dacă este pregătită pentru a opri activitățile economice și pentru a începe o perioadă dificilă cum am mai avut-o în primăvara acestui an.
Oamenii la țară, să știți că nu-și doresc lucruri nemaipomenite. Oamenii la țară își doresc lucruri simple. Și acele lucruri simple înseamnă utilități, adică infrastructură, extinderea rețelelor de gaz, apă. Oamenii își doresc locuri de muncă și locuri de muncă pe care o administrație locală nu poate să le asigure. O administrație locală poate să faciliteze venirea investitorilor privați care să creeze aceste locuri de muncă. Chiar discutam ieri la Grințieș cu un grup destul de mare de oameni care mi-au spus: Bogdan, este absolut necesar ca în Grințieș să vină măcar un investitor privat, pentru că pentru Grințieș criza care este și lipsa locurilor de muncă, orice instituție, orice investitor care ar crea 20 de locuri de muncă, dau un exemplu, ar însemna 40 de oameni care ar fi mulțumiți acolo, pentru că pe Valea Muntelui, dacă unul dintre membrii familiei lucrează, toată familia este relativ mulțumită. Este o problemă pentru că oamenii pe Valea Muntelui au renunțat în a mai crește animale. Oamenii pe Valea Muntelui au nevoie de... Păi de ce au renunțat? Au renunțat pentru că nu au puncte de colectare. Acele dog station-uri care eu le spun să-și vândă produsele, să-și vândă produsele constant. Este dureros să vezi că un litru de lapte la țară se vinde cu un leu mai puțin decât se vinde o jumătate de litru de apă. Deci lucruri pe care cred că trebuie, nu cred, sunt sigur că trebuie să se implice și administrația județului și administrațiile locale pentru a îi ajuta pe acești oameni să-și vândă produsele. Vorbim chiar și la Piatra Neamț, am vorbit în ultimii ani de acele piețe în care să promovăm producătorii locali, piețe ambulante în care omul să știe că pe perioada unei săptămâni are constant puncte unde poate să-și vândă produsele. Deci lucruri simple, dar care pentru comunitățile mici înseamnă o sursă reală de venit și posibilitatea de a se dezvolta în viitor. În continuare spun că Consiliul Județean este obligat să își facă un calcul foarte clar, iar alocarea banilor să fie pe niște principii foarte, foarte stabile și sigure. Nu este normal ca o localitate mică să ia mai mulți bani decât o altă localitate, decât un oraș care are nevoie să se dezvolte în viitor. Orice localitate are nevoie să se dezvolte în viitor, dar înainte de toate trebuie să aibă o garanție a banului care îl încasează pe parcursul unui an și atunci poate să-și facă calcule pentru absorpția de fonduri europene, banii care îi vin la buget și știe, poate să-și calculeze pașii următori. Da, mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, domnul Bogdan, și-ai amintit Grințieșul, că și rememoram programele partidelor politice din campanie de acum, n-am auzit pe nimeni să vorbească, de exemplu, la Grințieș, dacă mi-aduc eu bine aminte, era și o mină. Da. Nimeni nu vorbește nimic. De ce? De adevărat, nu ține de administrația județeană. Dar aceea poate fi activitatea legată de mine. Nu mineritul, că... nu mineritul. Nu. Activitatea legată de ce înseamnă mine poate să genereze și atragă fonduri acolo. Au fost discuții pe tema aceasta. Să știți că oamenii sunt împărțiți. Da, o parte vor, o parte nu.
pentru că sunt momente în care ieri s-a discutat, vă spun, la Ghincie și ieri dintr-o ședință de vreo 2 ore estimată, s-a dus la o ședință de vreo 5 ore și chiar oamenii își doreau să mai stăm de vorbă. Un lucru care pentru mine a fost nu foarte bucur, nu am fost foarte bucuros, pentru că mi-am spus: domnul Bogdan, să știți că în această campanie nu a venit nimeni, dar absolut nimeni, să stea de vorbă cu noi. Și au fost câteva probleme și nimeni nu a pus mâna pe telefon să dea un telefon să încerce să rezolve câteva probleme simple. Deci oamenii pe Valea Muntelui au nevoie de susținere, au nevoie de dialog, pentru că oamenii au idei, au propuneri și acele propuneri trebuie spuse pe hârtie și văzut exact fiecare localitate ce are nevoie și cum putem să o dezvoltăm. Domnul Dragoș Chitic, care o fi mina de uraniu de la Piatra Neamț care ar putea să ne ajute să atragem fonduri și să le dezvoltăm, bineînțeles cu ghilimele de rigoare? Da, mina de uraniu sau mina cea mai importantă este Uniunea Europeană și fondurile europene care se pot atrage. Pentru că, iată, aici la Piatra Neamț am reușit să atragem în actualul exercițiu financiar 53,5 milioane de euro și încă mai sunt proiecte depuse care urmează să fie aprobate. Imaginați-vă că acești bani înseamnă mai mult decât bugetul orașului pe un an de zile. Deci, în următorii 2 ani va fi o dezvoltare accelerată a orașului Piatra Neamț prin implementarea acestor proiecte din zone foarte, foarte diverse, de la infrastructură rutieră, la infrastructură școlară, la proiecte de mediu, cum este iluminatul public LED, la reabilitarea cinematografului COZ, la autobuze electrice și toate celelalte pe care le-am tot prezentat. Și să știți că nu se termină comoara din mină în acest exercițiu financiar, mai vine o comoară în următorul exercițiu financiar, care începe chiar de anul viitor, 2021-2027, așa se este exercițiul Uniunii Europene, pe care deja îl pregătim, pentru că nu vrem să ratăm nici un cent european nerambursabil care ne va fi pus la dispoziție. Și aici sunt deja 5 proiecte majore pe care le-am pregătit și nu numai că le-am pregătit, le-am și discutat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Unul dintre ele este centura ocolitoare a municipiului Piatra Neamț. Am văzut-o preluată și în programele electorale ale altor contracandidați. Mă bucură lucrul acesta pentru că este o necesitate pentru oraș și atunci, dacă toți ne dorim, eu zic că reușim să o facem. Important este că atunci când o prezentăm, să avem și sursa de finanțare și noi astăzi o avem. Exercițiul financiar european care începe în anul 2021, pentru că, așa cum spuneam, acest proiect a fost deja transmis la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est ca și proiect major. Am avut discuții acolo pe acest subiect și face parte din lista celor 5 proiecte majore pentru municipiul Piatra Neamț în următorul exercițiu financiar. Pe lângă această dezvoltare, care evident trebuie să o facem din fonduri atrase, ținând cont că bugetele locale în general nu permit investiții majore, mai ales la Piatra Neamț, unde sunt acele datorii istorice, este vorba de lucrurile de zi cu zi. Întreținerea orașului, funcționarea orașului, dialogul cu oamenii, așa cum spunea și Bogdan, care este foarte important. Și acum când veneam aici la emisiunile la dumneavoastră, stând jos în fața sediului, deja mă abordase cineva pe subiecte concrete care sunt în oraș, pentru că noi am obișnuit pe oameni să comunicăm, să le preluăm problemele și să le rezolvăm sau să le explicăm atunci când o problemă comunicată nu poate fi rezolvată, pentru că ori nu este de competența noastră, ori nu există resursele necesare, ori nu este un cadru legal necesar pentru a rezolva această problemă, dar oamenii pleacă mulțumiți pentru că le răspundem și îi lămurim referitor la orice problemă. Profităm de vremea frumoasă, sper să mai țină, pentru că vrem să ne pregătim orașul pentru iarnă.
în privința străzilor. Vrem să finalizăm tot ceea ce ne-am propus, ca și reparații capitale sau asfaltări de străzi. Și un program frumos în acest an, chiar dacă a fost o perioadă cu o pandemie, am reușit să ne ținem de programul pe care ni l-am propus în acest an și, așa cum spuneam, începând chiar din primăvara anului viitor, iată, venim cu investiții majore din fonduri europene. Vorbeați de 5 proiecte mari pregătite. În ce măsură aceste proiecte vor schimba fața orașului? Mă uitam zilele trecute la ce propunea Bogdan Cavrilescu, apropo, bine, echipa, dar el așa, cu ștrandul. Așa arată bine pe proiect, pe machetă. În ce măsură o asemenea investiție poate fi făcută și cum? Da, eu vă spun, aceste 5 proiecte majore sunt concentrate pe cele 5 direcții de dezvoltare ale orașului sau probleme ale orașului Piatra Neamț. La aceste 5 am să mai adaug încă 2, dar vă spun imediat de ce nu putem noi să accesăm fonduri pentru acel subiect. Deci este vorba despre infrastructura rutieră, o centrală ocolitoare extrem de necesară, descongestionează traficul în zona orașului, fluidizează traficul și tranzitarea orașului Piatra Neamț, reduce emisiile de dioxid de carbon în interiorul orașului. Crește atractivitatea orașului pentru că ea va trebui racordată cu viitorul drum expres Piatra Neamț-Bacău, care eu sper să se facă și ne vom bate pentru asta, și va trebui racordată și cu viitoarea autostradă a unirii Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș. Deci zona de infrastructură rutieră foarte importantă, una din temele pe care vrem să abordăm în exercițiul financiar următor al Uniunii Europene. A doua componentă este componenta turistică și aici se leagă și cu proiectul pe care domnul Bogdan Gavrilescu l-a prezentat și de care vorbeați. Trebuie dezvoltată infrastructura turistică a orașului Piatra Neamț. Elementul unde este eficient să facem aceste investiții este dealul Cozla și unul din cele 5 proiecte majore pentru exercițiul financiar următor se referă strict la acea zonă dealul Cozla. Evident, putem să extindem și în alte locații din oraș, inclusiv ștrandul municipal. Turismul reprezintă o componentă importantă a economiei locale și vrem să o dezvoltăm și în viitor. Un alt aspect este zona transportului public ecologic, al treilea proiect major unde vrem să intervenim cu un sistem intermodal de transport, pentru că el se va adăuga la ceea ce am pregătit deja acum, e adevărat, în parteneriat cu Consiliul Județean, pentru că este proprietarul firmei de transport, cele 41 de autobuze electrice, 25 de stații de încărcare electrice, modernizarea autobazei. Vrem să continuăm să creăm spații publice urbane de recreere în Piatra Neamț, continuând acoperirea Albiei Părului cu Ești. Iată al patrulea proiect major pe care vrem să-l facem. În ce zonă s-ar face? În amonte de platforma deja existentă, adică între podul de la Unic și podul de la Aurora. Acolo vrem să continuăm acoperirea Albei Părul Lucrești, realizând zone de recreere pentru pietreni, parcări, pentru că este absolut necesar să facem aceste lucruri. Deci, iată că asta este strategia orașului Piatra Neamț creionată astăzi, adaptată realităților și nevoilor acestui oraș. Spuneam că mai sunt două zone în care trebuie intervenit, dar din păcate nu putem noi să inițiem acele proiecte, putem eventual doar să susținem într-un parteneriat reabilitarea rețelei de apă și canalizare în Piatra Neamț și acel proiect POIM, despre care tot se vorbește și văd că APASEF nu este în stare să-l acceseze. Și un alt element este sistemul de sănătate care trebuie îmbunătățit aici la Piatra Neamț și mă refer strict la Spitalul Județean de Urgență Neamț. Bun, aici într-adevăr trebuie o gândire și fiind amândoi în emisiune acum și candidatul la Consiliul Județean și candidatul la primărie, cum s-ar putea realiza acest lucru? Pentru că mie mi se pare total anormal ca municipalitatea, și nu vorbesc acum neapărat de primar, municipalitatea unui oraș
reședință de județ cu spital județean să nu aibă niciun fel de pârghie și relație, numai pârghie, relație instituțională cu Spitalul Județean de Urgență care stă pe teritoriul municipiului. Adică mi se pare aberant. Cum ați gândit? Să știți că relația se rupe și o să-l las pe Bogdan să dezvolte că își dorește și sper să ajungă și sunt convins că va ajunge la Consiliul Județean, președinte. Relația se rupe la nivelul Consiliului Județean, cel care este, cum să zic, are în subordine Spitalul Județean. Relația cu spitalul, cel puțin umană sau instituțională, n-a fost foarte rea. Dar se rupe această relație la nivelul Consiliului Județean. Cu toți directorii am avut dialog, nu știu acum, chiar nici nu mai știu cine mai e director, că înainte mă căutau. Și i-am ajutat cu locuințe pentru medici, i-am ajutat cu diverse lucruri, inclusiv cu o sponsorizare să-și asfalteze curtea spitalului, pentru că nici măcar atât Consiliul Județean n-a fost în stare. Te las, Bogdan, să continui pe acest subiect, care este de altfel foarte important, sănătatea pietrenilor și sănătatea nemțenilor. Da, nu este vorbit un subiect pe care îl vorbim astăzi. Îl vorbim de niște luni de zile. Noi chiar, eu personal m-am implicat în momentul când a venit acel spital regional, acel faimos spital care să se construiască la Piatra Neamț, cu un ISP plus 11 la un moment... 15 la faza inițială, după aceea un P plus 11. 16 cu heliport. Da. Sunt proiecte care, eu nu spun că nu sunt utile, sunt extraordinar de utile, dar haideți să gândim și la momentul respectiv am vorbit foarte clar. Dom'le, hai să vedem ce putem face, pentru că amprenta acelui spital distrugea funcționabilitatea spitalului actual, distrugea spitalul vechi, distrugea centrala termică a spitalului și atunci rupeai activitatea celorlalte secții, dar nu s-a îndreptat nimeni spre o modernizare efectivă a secțiilor care rămân în picioare, probleme care se pot rezolva și se pot rezolva mult mai ușor. O să vă întrerup o secundă, mai mult decât atât. Existau proiecte finanțate. Corect. Era extinderea IUPU, alte două proiecte, nu are rost acum să care s-au oprit din finanțare, tocmai pentru că se suprapuneau cu nouă proiecte. Și după ce nou proiect n-a mai intrat, acum a reînceput discuția, modernizarea UPU, etc. Nu mai știu care e situația cu finanțarea. Deci de asta... Bun. Deci este... Eu sunt foarte bucuros pentru că în această campanie, așa cum a zis și Dragoș, eu mă bucur că toate partidele politice au cam aceleași proiecte. Deci viitorul județului și orașului Piatra Neamț sună bine. Deci sau e lipsă de imaginație, sau aceiași consultanți. Noi suntem feriți de discuțiile astea că nu avem imaginație. Noi vorbim, Partidul Mișcarea Populară, vorbesc de proiectele care se rostogolesc în această campanie, vorbim de vreo câțiva ani de zile. Deci vorbim de centură ocolitoare care la momentul când noi l-am propus acest proiect ne cam înjura lumea și spunea iar vin ăștia cu avioane. Deci eu cred că va exista, vom găsi pentru, după mulți ani de zile, vom găsi înțelegerea necesară în viitorul Consiliu Local și viitorul Consiliu Județean. Dacă vă uitați acolo, am mai propus proiecte care sunt legate de turism, dar sunt legate și de activități în aer liber. Uitați-vă că am propus un proiect, un amfiteatru în aer liber. Este un an în care ne chinuie această pandemie și căutăm locuri în care să copiii și chiar cei adulți să găsească zone în care să-și desfășoare activitatea.
Am propus un amfiteatru, un amfiteatru foarte simplu, un amfiteatru care nu investești, nu necesită o alocare foarte mare de sume. Dar aceste amfiteatre sunt nevoie de ele în toate zonele din județul Neamț. Am mai propus un parc dacic. Uitați-vă că parcul acela dacic care l-am... Spuneți-mi unde, ca să... La Ceahlău. La Ceahlău unde? La Ceahlău, în comuna Ceahlău. Este... A, în comuna Ceahlău, mă gândeam. Nu, vrea să mă prindeți să zic că mă duc pe zona de protecție. Nu, nu, să știți că... Nu. Mă gândeam unde la Ceahlău. Nu, că, din câte știu, la 13 e ocupat. A, e ocupat? Nu e ocupat permanent. Săptămâna trecută a fost mai ocupat, când au fost mai multe activități. Dar găsim și momente în care este liber. Deci în comuna Ceahlău, da, e o zonă interesantă unde se pot, și, într-adevăr... Și uitați-vă că o investiție privată a schimbat suflul stațiunii Durău și a oamenilor din zonă. Deci orice investiție în comuna Ceahlău, în Durău, redarea vieții stațiunii Durău va schimba viața locuitorilor din acea zonă. Discutam cu oamenii că dacă tot am fost la Grințieș și am fost pe zona aia, astăzi discutăm mai mult de Grințieș. Nu, e foarte bine, pentru că apar probleme despre care nu se discută. Lucrurile astea, cum se dezvoltă o comunitate mică, cum se dezvoltă o comunitate mică în legătură cu restul comunităților, ce poate oferi fiecare și ce poate primi fiecare. Uitați-vă că cei din zonă mi-au spus, este un traseu de off-road, de cel mai mare traseu din România, de 40 de kilometri. Este absolut necesar să găsim pârghiile necesare, să creăm acolo un eveniment, să-l prindem în competiția națională, pentru că oamenii au zis, domnule, dacă vin 20 de mașini și cu echipajul, cu tot ce înseamnă acolo, înseamnă o gură de oxigen pentru comună. Automat, dacă se dezvoltă această activitate, cu siguranță și proprietarul, pentru că acolo discutăm de prințul Sturza, discutăm de moștenitorii pădurilor, vor fi și ei interesați și implicați să dezvolte acea activitate. V-am zis, în localitățile mici, la țară, au nevoie de câte o bulă de oxigen foarte mică. Orice activitate care ar aduce un bani în zonă, o activitate în zonă, ei sunt foarte mulțumiți. Dar în primul rând ei au nevoie de acea garanție că pot să-și vândă produsele, pentru că ei se bazează pe produsele naturale, acele produse bio care le căutăm cu toți. Oare este atât de greu să reușim să-i convingem să creăm acele dog station-uri în care să vândă constant produsele din zonă, în marketuri, în piețe, în... Asta înseamnă orice dezvoltare, orice pas este bun pentru dezvoltarea fiecărei comune. Deci, Partidul Mișcarea Populară discută de infrastructură în special, discută de promovarea producătorilor locali, discută de dezvoltarea turistică a zonei, pentru că județul Neamț are nevoie de dezvoltare turistică. Suntem codași la această promovare turistică și nu mi se pare normal ca în târgurile de turism naționale, internaționale, Consiliul Județean să meargă cu un stand, iar celelalte orașe să meargă cu standuri separate. Nu! Consiliul Județean trebuie să cuprindă tot și trebuie să fie ca și părintele tuturor tradițiilor și obiceiilor și promovărilor din județul Neamț. Nu pentru Piatra Neamț să meargă cu stand separat, Târgu Neamțul cu stand separat, iar Consiliul Județean stand separat. Păi Consiliul Județean pe cine reprezintă? Reprezintă
toți cetățenii județului Neamț. Deci el trebuie să organizeze, să-i strângă la un loc și să facă în așa fel încât să promoveze județul Neamț, indiferent de localitatea din care este. Eu m-aș bucura ca județul Neamț să fie atât de dezvoltat încât să nu mai ajungă Consiliul Județean cu stand la târguri, să ajungă două, trei firme puternice care să-și permită să suporte și organizarea, și transportul, și să poată să aducă turiști acele firme în județul Neamț, oferindu-le ce? Trasee, sejururi cu integrate. Integrate. Până atunci însă mai avem de așteptat. Tocmai de aceea noi tot vorbim permanent de o administrație în parteneriat cu cetățeanul. Acea administrație în parteneriat cu cetățeanul reprezintă găsirea, identificarea problemelor din fiecare zonă și prioritizarea rezolvării lor. Și cum vedem și cum avem posibilitatea să rezolvăm fiecare problemă din județul Neamț. Domnul Dragoș Chitic, aveți o experiență în privința asta a târgurilor de turism, pentru că Piatra Neamț a participat. În ce măsură aceste târguri sunt benefice pentru oraș? Acum vorbind la modul acela direct, pentru că o primărie are oameni care se ocupă de imagine, dar nu sunt specialiști în turism, asta este clar. De aceea aș vrea, e un subiect extrem de interesant. Și da, nu numai târgul de turism, mai sunt și alte tipuri de târguri. Este și eu consider că un oraș care are o componentă turistică importantă, cum este Piatra Neamț, trebuie să fie prezent măcar la cel mai important târg de turism național, târgul care se desfășoară în două ediții, o ediție în februarie și o ediție prin toamnă. Dar aici aș vrea să subliniez și eu faptul că am fost deranjat în ultimii ani, atunci când Consiliul Județean practic a refuzat să primească municipiul Piatra Neamț în standul lor. E adevărat, în urmă cu ceva ani, motivația era că au un proiect cu finanțare europeană și atunci nu pot să facă lucrul ăsta. Nu știu sigur dacă era adevărat sau nu. Dar s-a terminat această finanțare europeană și în ultimii ani s-a continuat această participare separată. Cred că eram singurul județ din România la Romexpo, la târgurile de turism, în care municipiul reședință de județ nu era în standul județului. Trebuie dezvoltare și o gândire unitară. De ce? Piatra Neamț e un pol de dezvoltare, dar atunci când vin turiștii la Piatra Neamț, evident că vor să se deplaseze și în împrejurimi, pentru că sunt foarte multe locuri de văzut, Cetatea Neamțului, Cheile Bicazului, Lacul Roșu, barajul de la Bicaz, zona de mănăstiri, și atunci trebuie o gândire și o dezvoltare unitară. Noi am inițiat și este chiar și înființată un fel de asociație de dezvoltare intercomunitară, să zicem, sau o asociație care să dezvolte turismul aici în județul Neamț. Din această asociație face parte și primăria și Consiliul Județean, cred că Ținutul Neamțului se cheamă, domnul Bogdan Pușcașu s-a ocupat de acest subiect. Dar este nefuncțională, de ce? Pentru că tot timpul piedica acolo a fost la Consiliul Județean. Deci sunt foarte mulți oameni de turism dornici să se implice. Au o întâlnire, cred că și anul acesta, la începutul anului, cu câțiva operatori din turismul local. Sper ca după aceste alegeri să existe o colaborare între Consiliul Județean, Primăria Piatra Neamț și celelalte primării pentru o viziune unitară asupra dezvoltării turismului. Eu nu spun că ar fi atât de importante participările la aceste târguri, mai ales din acest motiv, iată că noi suntem constant, Primăria, Consiliul Județean este separat, sunt acțiuni comune, locuri nefirești. Dar contează și trebuie să fii prezent acolo, trebuie să existi pe harta turistică a României, pentru că altfel, clar, nu o să vină niciodată turiștii. Și iată că noi am implementat și acea aplicație, pentru că internetul joacă un rol important și va juca un rol foarte important în continuare. Acea aplicație Piatra Neamț City App, care are și această componentă turistică, practic fiecare operator local din turism a putut să se înscrie gratuit pe acea aplicație cu oferta turistică pe care o are. Da,
ce să spun, eu aștept ca turismul să fie cu adevărat un motor pentru Piatra Neamț, pentru că abia atunci ne putem numi stațiune de interes național. Turistică este de interes național. Este o glumă în momentul acesta asta cu stațiunea turistică de interes național. Dar până atunci însă să ne întoarcem la domnul Bogdan Gavrilescu. Ați spus despre Ceahlău și despre un investitor privat. Ați amintit de un traseu de off-road. Ați amintit despre problemele de la Grințieș. Zona Valea Muntelui are, pe de altă parte, și alte probleme specifice. Sigur. Care țin de exploatarea pădurilor, retrocedarea pădurilor, de alte asemenea lucruri. Cum se reflectă ele în proiectul de program al candidatului Gavrilescu? Partea de retrocedări, ce să le mai schimbăm? Dar implicarea proprietarilor în dezvoltarea fiecărei zone se poate face. Cred că important este această promovare a produselor autohtone pe Valea Muntelor și ajutarea oamenilor din acele zone pentru a-și promova și a produce produse bio, produse naturale pe care sunt atât de căutate în orașele din România. Cu cât legătura este mai strânsă între investitorii privați și administrațiile locale, cu atât dezvoltarea va fi mai rapidă în zonele respective. Spuneam mai devreme că investiția, implicarea unui investitor privat și cu administrația locală. Da, administrația locală a venit la Durău, la Ceahlău, după ce a văzut că fluxul de turiști crește. Și, brusc, nu? Și uitați-vă că administrația locală a trebuit să intervină, inclusiv pe sistematizare verticală, pe redirecționare, drumuri, accese. Dar trebuie să intervină pe parcări. Nu mai au loc oamenii, nu mai au loc unde oamenii unde să uitați, parcheze. Tot ieri am făcut și orașul Bicaz. Uitați-vă că în Bicaz sunt lucruri, la Bicaz toată lumea se plânge că nu au bani la buget. Păi oamenii au nevoie de locuri de parcare amenajate, au nevoie de locuri de joacă, care nu s-a făcut nimic. Bicazul este un oraș fantomă, este un oraș mort. Credeți-mă că am fost în Bicaz și dimineața și după amiază. Deci dacă iei orașul ăla de la un capăt la altul să-l faci pe jos, nu știu dacă te întâlnești cu 50 de persoane. Este dureros. Sunt clădiri care sunt lăsate în paragină. Nu au găsit niciodată varianta sau nu au încercat vreodată să reabiliteze acele clădiri. Clădiri care arată într-o zonă, într-o stare jalnică, arată groaznic. În afară de strada principală sau străzile principale din Bicaz, pe care este traficul principal, uitați-vă că nu s-a făcut nimic. Oamenii din Bicaz au nevoie de tot așa de o gură de oxigen și au nevoie de susținere, au nevoie de implicarea administrației locale. Nu este normal. Noi la Piatra Neamț am reușit să rezolvăm problema cu aceste puncte de colectare a gunoiului, cu colectarea selectivă. În Bicaz nu s-a făcut nimic. Am reușit să micșorăm și intervenim destul de mult pe partea de curățenie și eliminarea, strângerea câinilor fără stăpân. La Bicaz este plin de câini fără stăpân, plin de pisici. Deci tot te mai întâlnești cu cineva pe stradă. Da, da, da. Ca să nu te plictisești de tot.
Deci aceste lucruri trebuie rezolvate și aceste lucruri pot fi rezolvate doar prin dialog și prin colaborare. Credeți-mă că sunt prin implicarea primăriei, cred. Și implicarea primăriei, dar administratorii locali sau investitorii locali trebuie să găsească înțelegere și dialog în cadrul primăriei. Uitați-vă că în ultimii 4 ani la Piatra Neamț au fost investiții pe care le-au făcut, în care s-au implicat investitori privați și nu au spus că nu vor. Uitați-vă că sunt, vă dau un exemplu, giratorul de la gară. Giratorul de la gară a fost cu implicare totală a unui investitor privat. Deci primăria nu a cheltuit niciun ban. În primăria Piatra Neamț, în ultimii 4 ani de zile, au găsit înțelegere și dialog. Lucru care nu s-a întâmplat și acest dialog nu s-a găsit la Consiliul Județean. Oare în ultimii 4 ani de zile, președintele Consiliului Județean, câte audiențe a oferit? Cu câți oameni a stat de vorbă în ultimii 4 ani de zile? Și doar prin dialog eu cred că găsim soluțiile cele mai bune pentru județul Neamț. Te pune o întrebare acum a domnului Dragoș Chitic. De câte ori ați reușit să stați în 4 ani de zile de vorbă cu președintele Consiliului Județean? Cred pe că... probleme importante. Cred că de 2 ori și asta în prima parte, atunci când s-a depus acel proiect pentru autobuze electrice. În rest, lipsă de comunicare totală instituțională. Eu tot mai sunt pe acolo, mai cunosc director de prin Consiliul Județean legat de strada Izvoare, de exemplu, domnul Conache, cred că de acum nici nu mai răspunde. De câte ori l-am sunat să pună niște petice măcar pe acea stradă, că ea e în administrarea lor. O lipsă de colaborare care a dăunat și județului și municipiului Piatra Neamț și eu spun atunci când întreb pietrenii care sunt problemele cele mai mari ale orașului Piatra Neamț, răspunsurile vin din zona Consiliului Județean. Serviciul de apă și canalizare, transportul public și respectiv Spitalul Județean. Astea sunt cele mai mari probleme ale orașului Piatra Neamț, care sunt în coordonarea și rezolvarea altei instituții care este Consiliul Județean. Lucrurile trebuie să se schimbe după 27 septembrie. Indiferent cine va fi la primărie, pe atunci cine va fi la Consiliul Județean, nu mai pot continua așa. Da, pentru că problema apei devine din ce în ce mai acută. Din ce în ce mai acută. Vrem, nu vrem. Nu există zi să nu avem probleme. Transportul în comun, vreți, nu vreți, va trebui să colaborați. Pentru că e acea struță cămilă, Consiliul Județean, cap de proiect, troleibuzul executant și primăria beneficiar, sau mă rog, locuitorii municipiului beneficiar. Deci lucrurile deja trebuie să meargă. Altceva vreau eu să vă întreb, tot în calitate de primar. Ați amintit de asociația aceea, Ultra pe Turism. Asociația astea intercomunitare, după părerea dumneavoastră, și-au făcut... și-au atins scopul pentru care au fost create, când au fost create ele, acum câțiva ani buni? Nu. Deci răspunsul este clar, nu. Că mi-aduc aminte, țineți minte și dumneavoastră, dar știți, Urtrans, el a fost făcut cu gândul de a atrage fonduri europene pentru modernizarea transportului în zona pe care o administra, cu ghilimele. Deci, au fost excesiv politizate și cel puțin în ultimii ani au fost locuri în care au fost răsplătită clientela politică cu angajări, cu tot ceea ce se poate face într-o astfel de asociație. Nu, sunt nefuncționale. Iată că Urtransul astăzi aproape că nu este vizibil, deci doar primește niște documente de pe la troleibuzul și le dă la Consiliul Județean, ceva de genul ăsta. Nu mai e funcțională acea asociație pentru că are nevoie de un președinte și aici președintele rețineți că este unul dintre primarii localităților componente care să se implice. Este nefuncțională asociația asta. Acum astăzi nu mai este președinte primar. E vorba de domnul Rotaru. Așa, a fost eliberat din funcție, da.
Da, la fel celelalte, uitați-vă, Adi Aqua Neamț, care a majorat prețul la apă. La fel, a răspuns la o comandă politică de majorarea prețului la apă și a făcut-o până i-a ieșit. Deși suntem în proces și ne judecăm, noi insistăm pe subiectul ăsta de revenire la vechiul preț la apă. Adi Aqua Neamț, la fel, nefuncțională, pentru că, iată, pe zona 1 nu avem un operator. Știți foarte bine, a apărut un operator de prin Târgoviște, nu știu de pe unde era, o firmă de apartament care a plecat de aici cu coada între picioare. A plecat după ce eu o spun, că dar nu pot să mi-asum eu. Deci firma respectivă a venit, dar a pus și ea o condiție. Vrem noi să operăm groapa de gunoi de la Girov. Acolo a venit un alt operator care, mă rog, nu mai intru în detalii acum, tot pe anumită direcție venit. Deci, până când nu scăpăm de acest flagel al politicii în administrație, lucrurile vor merge prost. Nu prost, foarte prost. Și cetățenii vor avea de suferit. Uitați-vă că acest operator de la care operează pe groapa de la Girov nu selectează absolut nimic. Eu cred că groapa de la Girov se va închide înaintea gropii de la Piatra Neamț. Dar eu nu înțeleg de ce nimeni nu-l trage de urechi. Știți de ce? Pentru că nimeni nu vrea să vină acolo decât în condițiile lui. Și băiatul ăsta a zis, astea sunt condițiile mele. Vreți bine, nu vreți bine, hai, power, cum sunteți în urmă cu proiectul, n-ați închis încă toate hârtiile. Și la Girov, vă mai spun, la Girov vor fi probleme mari pentru că s-au depistat defecte de construcție. Sunt infiltrări de levigat în terenurile din jur. Sunt probleme. De ce nu spune nimeni lucrurile astea, domnul Gavrilescu? De ce nu spune? Eu cred acum că le-am spus. Acum prima dată, cel puțin la mine aici. Păi acum că am discutat tot, am ajuns la deci, discuția. Astea sunt probleme majore. Dacă vreți, aceste probleme le-am depistat umblând în teritoriu. Și obligația președintelui Consiliului Județean este să umble, să discute cu cetățenii. Noi suntem la primăria Piatra Neamț și ne aflăm lucrurile astea tangențial. M-aș fi așteptat Consiliul Județean sau măcar opoziția din Consiliul Județean să semnaleze aceste aspecte. Iată că recunosc, eu n-am știut de lucrurile astea acum. Da, nici eu. Și aud prima dată. Sunt primar la Piatra Neamț, e viceprimar la Piatra Neamț, dar ar fi trebuit să aflăm din zona județeană aceste lucruri și sunt multe alte lucruri care nu funcționează corect. E diferență majoră între a face administrație, între primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț. Eu sper ca lucrurile acestea să se schimbe după 27 septembrie, pentru că nu se mai poate altfel. Deci, efectiv, nu se mai poate altfel. Sunt zone ajunse într-o situație în care, dacă se va continua în același stil, vor fi foarte, foarte mari probleme. Și e vorba de gunoaie, e vorba de apă, e vorba de transport public. De ce v-am întrebat despre asociațiile acestea? Pentru că ne întoarcem la începutul emisiunii când domnul Gavrilescu spunea, domne, sunt comune care nu au posibilitatea să-și asigure fondurile, nici măcar alea de salarii unele dintre ele. Și atunci ajungem la următoarea situație. Avem niște avem o organizare teritorială administrativă care nu mai corespunde realităților. Sunt comune total îmbătrânite, care aproape că nu-și mai justifică existența în situația asta. Dacă nu-ți poți asigura măcar salariile primăriei, mai așa aia cu 10, 15, 20 de oameni, înseamnă că nu ai rațiunea de exact. Pe de altă parte, am creat aceste forme asociative care ce cuprind? Acele comune care nu-și pot asigura existența, dar care au vot egal într-o asociație de genul acesta, cu cine? Cu municipiul Piatra Neamț, cu municipiul Roman, cu Consiliul Județean Neamț. Adică ai 20 de comune de genul ăsta și tu îi spui, băi, eu votez pentru micșorarea prețului la apă, dar voi votați pentru mărire. De ce? Păi lasă că vă ajut eu cu niște chestii de la rectificări, la cutare, la cutare. Nu pot eu să măresc, că nu e electoral. Dar spuneți voi că la voi nu contează. Deci până nu ajungem la o lămurire a acestui aspect, nu vom merge înainte. De aceea vreau să vă întreb care este poziția PMP-ului vis-a-vis de o nouă reorganizare teritorială administrativă. Pentru că e extrem de important. Noi vorbim de zone metropolitane. Da, ok, avem zone metropolitane, dar lângă orașe de obicei sunt comunele bogate.
Eu cred că Partidul Mișcarea Populară, așa cum ne-ați întrebat acum cu reorganizarea teritorială, niciodată nu a spus nu. Dar această reorganizare teritorială trebuie făcută și discutată foarte ca oameni. Pentru că dacă le facem pe genunchi, nu o să se poată. Dar uitați-vă că Partidul Mișcarea Populară, comparativ cu alte partide, a venit și cu proiecte pe care alți jucători din viața politică nu le-au susținut. Discutăm aici de reducerea numărului de parlamentari la 300. Discutăm de alegerea primarului în două tururi de scrutin, care au fost un referendum și au, Partidul Mișcarea Populară a strâns peste un milion jumătate de semnături. Un actor celebru din filme românești care a jucat rolul de turc și când spunea aferim, aferim. Bun, deci astea sunt proiecte pe care Partidul Mișcarea Populară le-a promovat întotdeauna și le va susține. Discutăm și de această reorganizare teritorială, dar cred că înainte de toate sunt pași pe care trebuie să îi facem. Discutăm de proiectul de țară unirea cu Republica Moldova, discutăm de prima autostradă din Moldova, Iași-Târgu Mureș. Oameni buni, sunt proiecte care vizează cetățenii acestui județ și acestei țări, dar discutăm de județul Neamț. Sunt lucruri care sunt absolut necesare. Dacă astăzi, în anul de grație 2020, cu un an în care suntem chinuiți de pandemie, de o schimbare totală a vieții, dacă nu facem ceva, decalajul între Moldova și Ardeal va fi din ce în ce mai mare, iar ecartul va fi mult mai greu de recuperat. Nu mi-aduc aminte ca parlamentarii din Neamț să se fi bătut pentru vreun lucru, vreo problemă a județului Neamț. Apar și dispar. Apar la o dată la 4 ani, după care dispar. Acum, în plină campanie, îi văd că discută și sunt alături de oamenii din județul Neamț. Câți parlamentari nențeni au birouri parlamentare în județul Neamț? În județ. Pentru că un parlamentar trebuie să fie prezent în tot județul Neamț. Nu are cum să fie implicat în județ, să fie alături de oameni, dacă nu este în dialog cu cetățenii și dacă nu are birouri parlamentare și reprezentant permanent în anumite zone din județul Neamț. Un parlamentar, pe lângă faptul că trebuie să fie prezent în județ, mai trebuie să știe și cu ce se ocupă meseria pe care o face. Asta este o altă poveste. Domnul Dragoș Chitic, să încheiem emisiunea de astăzi. Mai avem un minut? Da. Mai sunt mai puțin de 2 săptămâni și vin alegerile locale. Eu vreau să le mulțumesc pietrenilor pentru buna colaborare pe care am avut-o până acum, pentru faptul că îi simt că îmi sunt aproape și vreau să le mulțumesc pentru susținerea pe care ne-o acordă. Îi invit pe 27 septembrie să vină la vot pentru a continua împreună dezvoltarea orașului și a implementa proiectele pe care le avem. Îi invit să vină pe 27 septembrie să pună ștampila pe poziția 3 pe buletinul de vot, primar Dragoș Chitic, respectiv Partidul Mișcarea Populară la Piatra Neamț. Votați Partidul Mișcarea Populară și la județ, poziția 1 pentru președinte Consiliul Județean și poziția 1 pentru Partidul Mișcarea Populară în Consiliul Județean. Nu puteam să mă dați așa deoparte. Încă nu vă dăm. Va urma, nu? Va urma. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua din această dimineață. Cum spunea Dragoș Chitic, mai sunt câteva zile și vin alegerile. Este bine ca fiecare dintre dumneavoastră să luați, să citiți, să vedeți, să vizionați ce vreți dumneavoastră și să cumpăniți asupra votului pe care îl veți da. Este extrem de important, pentru că votul se desfășoară în condiții speciale. Multă lume spune, domne, nu știu dacă mă duc la vot. Este foarte important de votat. Problema este că, într-adevăr,
Nu știm nici acum ce se va întâmpla în ziua votului. Năstrușniciile de genul cabină specială pentru cei cu febră, temperatură, deja strânesc zâmbete, bulă, este redivivus în toate, pe toate grupurile, apropo de bancurile vis-a-vis de acest lucru. Am înțeles că și bolnavii de COVID pot vota și dacă doresc pot vota. Cum se va ajunge acolo este o altă poveste, dar dincolo de asta e important votul și e importantă participarea la vot. Vă spun sincer, nu știu cum se va realiza ea, dar gândiți-vă că e bine să votăm și să ne alegem noi oamenii. Cele bune, la revedere! O zi bună și o săptămână bună!